Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Poliartrita reumatoidă, o boală gravă, invalidantă, cu simptome nespecifice la început și, prin urmare, dificil de diagnosticat. Informații și sfaturi pentru o dantură sănătoasă și un zâmbet frumos. Într-o nouă rubrică, La dentist cu Dr. Leahu. Un apel la responsabilitate în contextul creșterii îngrijorătoare a numărului de îmbolnăviri de COVID-19. COVID-19 captează atenția întregii lumi, dar să nu uităm că există și alte boli, multe grave, care ne chinuie. Boli despre care este bine să știm câteva lucruri pentru a lua măsuri din timp și a ne păzi astfel de complicații. Prin urmare, o să vorbim despre poliartrita reumatoidă, o boală inflamatorie invalidantă dacă nu este diagnosticată la timp și tratată corespunzător. Face parte din categoria bolilor autoimune și, în unele cazuri, poate afecta pe lângă articulații, ochi, piele, plămâni și chiar vasele de sânge. Afectează mai mult femeile, de obicei după vârsta de 45 de ani. De obicei, la debut, simptomele sunt nespecifice, de aceea este și destul de dificil de diagnosticat de alți medici decât cei reumatologi. Informații pe larg ne oferă conferențiar dr. Cătălin Codreanu, medic primar, reumatologie. În unele situații există o diferență între realitate, așa cum o cunoaștem din cărțile de medicină, de exemplu, și ceea ce pacienții își imaginează despre bolile lor, inclusiv despre cele reumatice. Scopul acestui studiu este tocmai acela de a evidenția care este percepția publicului larg a persoanelor care au fost chestionate asupra unor probleme de sănătate, în primul rând asupra unor boli reumatice, iar motivul pentru care am fost interesați de răspunsul la această întrebare este acela că am dorit să aflăm unde ar trebui să acționăm prioritar pentru a schimba percepția și a încuraja bolnavul să contribuie la propria lui stare de sănătate. Este foarte important nu numai să mergem la medic, dar este foarte important și să respectăm ceea ce medicul ne recomandă. Este important să avem un grad de discernământ în ceea ce privește lucrurile simple pe care le putem face. Este de asemenea important să înțelegem corect recomandările pe care le primim. Studiul ne-a arătat, de exemplu, în această direcție, faptul că românii merg rareori la medicul reumatolog. Merg destul de des la medicul de familie, lucrul ăsta este probabil cumva normal, pentru că medicul de familie este conceput ca o persoană medicală de contact apropiată de pacient, pe care pacientul sau potențialul pacient îl contactează în primul rând, însă faptul că numai 13% din cei care au răspuns la chestionar au vizitat vreodată medicul reumatolog denotă faptul că accesul la serviciile de specialitate de reumatologie este relativ redus. Am să folosesc exemplul unei boli reumatice particulare, ea se cheamă artrită reumatoidă sau poliartrită reumatoidă. Este o boală care este severă și frecventă. Ce înseamnă severă? Netratată, în decurs de câțiva ani, poate să distrugă complet articulațiile și poate să producă un grad definitiv de handicap locomotor. Se spune că în lumea civilizată, după accidentele de circulație, artrita reumatoidă este principala cauză de limitare a
abilității unui pacient de a se mișca în mod corespunzător. Ce înseamnă frecvent? În medie, 1% din populația generală. Dacă vă duceți pe stradă, fără să alegeți persoanele într-un fel oarecare, cel puțin o persoană din această sută va avea poliartrită reumatoidă. Este mult. Artrita reumatoidă este o boală care, în perioada ei de debut, poate adesea să producă niște manifestări care sunt complet nespecifice. Pacientul poate să prezinte o stare de oboseală, de astenie fără o explicație evidentă, poate să aibă o stare de subfebrilitate, poate să aibă o senzație de înțepenire a articulațiilor, în special dimineața, senzație pe care medicii o denumesc într-un mod aparte, respectiv redoare matinală, și de asemenea pot să prezinte discrete artralgii, dureri articulare, în special la nivelul încheieturilor mici, mai ales la mâini. Toate aceste manifestări, pentru publicul larg și inclusiv pentru doctorii care nu sunt avizați, care nu au experiență în domeniu, pot să nu însemne mare lucru și pot să fie cu foarte mare ușurință trecute cu vederea. Pentru reumatolog însă, ele pot să constituie elementele care atrag atenția asupra unui posibil debut al acestei suferințe severe. Lucrul important care trebuie subliniat, inclusiv pentru publicul larg, este acela că medicina actuală are metode performante de investigație, unele foarte simple și foarte la îndemână, cu ajutorul cărora, în astfel de cazuri, pot să confirm apariția bolii într-un stadiu foarte timpuriu. Ce înseamnă investigații simple? Câteva teste de laborator făcute în sânge pot să-ți evidențieze o creștere a nivelului markerilor de inflamație. De asemenea, în sânge poate să fie depistată prezența unor autoanticorpi, adică a unor semne de modificare ale sistemului imun, care atrag atenția asupra apariției poliartritei. De asemenea, ecografia osteoarticulară este o metodă care este foarte utilă, este o metodă ieftină, care este foarte la îndemână. Sunt foarte mulți reumatologi care o practică în cabinetul de consultații și care poate să te ajute să depistezi boala într-un stadiu precoce. Avantajul major nu este legat numai de diagnostic, ci este legat și de faptul că în aceste faze timpurii ale bolii, tratamente simple, care sunt deloc costisitoare, pot să ducă la un efect terapeutic cu totul spectaculos, care să constea în controlul complet al bolii în aceste stadii timpurii. Cu cât diagnosticul se va pune mai târziu, cu cât tratamentele vor fi începute mai târziu, cu atât efectele vor fi obținute, dar vor fi mai greu de evidențiat și de multe ori la nivelul articulațiilor va rămâne un proces de îmbolnăvire rezidual care nu mai poate fi complet îndepărtat. Tratamentul de canal, o intervenție necesară asupra dintelui care ne poate scuti de suferință. Traumatismul dentar la copii, o urgență stomatologică frecventă. Tot ce trebuie să știți despre tratamentul de canal și despre traumatismul dentar la copii. Într-o nouă rubrică, La dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Tratamentul endodontic, cunoscut și sub numele de tratament de canal, este o procedură ce are ca scop tratarea afecțiunilor nervului dintelui. Odată ce pulpa dentară a fost afectată, este necesar să se intervină rapid.
Netratată, infecția se acumulează și afectează osul, ducând la durere și ulterior la pierderea dintelui. Termenul popular de nerv dentar se referă, de fapt, la pulpa dentară, care, într-adevăr, conține și terminațiuni nervoase, pe lângă vase de sânge, testul conjunctiv și o serie de celule specializate. Pulpa dentară, care ocupă întreg sistemul endodontic, în formă de canale cu ramificații, are o serie de funcții extrem de importante pentru sănătatea structurilor dentare, precum formarea de dentină, funcția nutritivă, de protecție și de apărare. În cazul unui dinte afectat de carie, pulpa dentară se luptă cu atacul carios și încearcă să oprească bacteriile din carie prin diverse mecanisme. La început încearcă să transmită semnale dureroase, ușoare, de scurtă durată, care, odată cu avansarea cariei, vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai intense, până când vor deveni puternice și insuportabile și obligă astfel pacientul să se prezinte la cabinetul de medicină dentară pentru tratament. Tratamentul endodontic este singura metodă durabilă de a salva un dinte afectat irreversibil de o carie. Alta alternativă ar fi extracția dentară. Prin urmare, alegerea este logică și evidentă către tratamentul endodontic în cazul în care pulpa este afectată irreversibil. Un dinte tratat endodontic are nevoie de aceleași îngrijiri ca un dinte obișnuit, și anume spălatul dinților, ață dentară, eventual duș bucal și apă de gură. Dintele tratat endodontic nu este imun la carie. Prin urmare, trebuie permanent monitorizat. Sunt necesare controlele periodice, care sunt, de fapt, cheia succesului în timp a tratamentului endodontic. Urgențele stomatologice pot apărea și în cazul copiilor, nu numai al adulților. În aceste situații, noi, ca părinți, este foarte important să știm cum trebuie să procedăm pentru a putea controla durerea și pentru a rezolva problema într-un timp cât mai scurt. Traumatismele dentare sunt accidente la nivelul dinților. Ele se petrec cel mai frecvent la locurile de joacă, la grădiniță sau în timpul antrenamentelor sportive. Cel mai des afectat sunt incisivii centrali superiori. Asta se întâmplă din cauza faptului că incisivii centrali superiori sunt cei mai expuși dinți din cavitatea orală. Oasele maxilare ale copilului până la vârsta de 12 ani sunt moi, sunt elastice, sunt spongioase. Și atunci, în momentul în care are loc un traumatism dentar, rar se întâmplă să aibă loc o fractură. Cel mai adesea se întâmplă ca dintele să iasă în afară sau în interiorul cavității orale, sau mai grav are loc intruzia, ceea ce reprezintă intrarea dintelui în alveolă. Când se întâmplă asta, este grav pentru că dintele temporar intrat în alveolă afectează mugurele dintelui definitiv și atunci mugurele definitiv, când erupe direct cu probleme. În cazul respectiv, se va face direct extracție. Primul pas în acordarea ajutorului de urgență în cazul unui traumatism dentar este liniștirea copilului. Este foarte important ca un copil care a fost accidentat să poată fi liniștit de părinte, să nu mai plângă. Un copil speriat este greu să-l ajutăm, nici măcar nu-i putem oferi primul ajutor, adică să-i punem o compresă cu apă rece la nivelul buziței. El tot timpul va riposta atâta timp cât nu îl calmăm și ce este și mai important de atâta este ca noi, ca părinți, să fim calmi. Cel mai frecvent se întâmplă ca dintele să iasă din alveola dentară, adică să se producă avulsie. Ce se întâmplă și cum putem ajuta copilul ca să-și salveze dințișorul? În cazul unui dinte de lapte, cel mai adesea dintele nu se mai repoziționează la loc, pentru că, așa cum spuneam, poate fi afectat mugurele dintelui definitiv. În schimb, în cazul avulsiei unui dinte definitiv, părintele trebuie să spele dintele cu apă de la robinet, ținându-l de coroana dentară, nu de rădăcină. Dintele
nu va fi răcăit, pentru că la suprafața smalțului, atât a coroanei cât și a rădăcinii, există anumite celule care vor ajuta la reintegrarea dintelui în alveolă. După ce dintele a fost clătit cu apă de la robinet, va fi pus ori în ser fiziologic, ori în saliva copilului, ori în lapte. De multe ori putem, dacă copilul este mai mare de 6 ani, îl putem instrui să țină dințișorul în obraz, între obraz și gingii, atâta timp cât până când ajunge la medicul stomatolog. În felul acesta, medicul va putea salva dintele, se poate reimplanta. În cazul celorlalte traumatisme dentare, cum ar fi contuzia, care reprezintă doar o afectare ușoară a gingiei, ca o vânătaie de la nivelul pielii, de exemplu, sau în cazul în care dintele a intrat înspre cerul gurii sau a ieșit înspre exterior, doar s-a mobilizat puțin dintele, tot ce are de făcut părintele este să aplice o compresă rece la suprafața pielii, apoi să clătească ușor copilul cu apă călduță, să se prezinte de urgență la medicul stomatolog. Înainte de a se prezenta la medicul stomatolog, îi poate da copilului și un analgezic, un antiinflamator, în funcție de vârstă, sirop sau pastiluțe. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Apelul medicului infecționist Virgil Musta la responsabilitate și prevenție în contextul creșterii îngrijorătoare a numărului de îmbolnăviri de COVID-19. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi! După cum știți, numărul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 confirmate crește spectaculos, iar situația este departe de a fi ținută sub control. Din păcate, unii nu înțeleg să respecte măsurile recomandate de autorități și de medici pentru prevenirea îmbolnăvirilor. O sfidare a reglementărilor legale în vigoare, dar și o lipsă de respect pentru viața și sănătatea celor din jur, care ne costă pe toți. Apelul doctorului Virgil Musta, medic primar boli infecțioase în cadrul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, la responsabilitate și prevenție în contextul creșterii îngrijorătoare a numărului de îmbolnăviri de COVID-19. Imediat! Se știe că acest virus în 30 de minute la 56 de grade este omorât, dar noi nu avem temperaturi de 56 de grade. Sunt țări tropicale unde temperatura este mare și vedem cu toate acestea număr foarte mare de cazuri. Și ne putem uita la Brazilia, de exemplu. În Africa avem cazuri de COVID, ceea ce dacă temperatura ar fi un factor esențial în oprirea transmiterii, nu am asistat la aceste cazuri. Există, într-adevăr, o sezonalitate a majoritatea infecțiilor virale, iar COVID-ul, nu SARS-CoV-ul, coronavirusul, au o sezonalitate de obicei în noiembrie-decembrie și martie-aprilie-mai, când numărul de cazuri este mai mare. Posibil, fiind aceeași familie și în cazul SARS-CoV-2 să asistăm la această sezonalitate. Dar nu se știe. Sunt alte viroze care au cu totul altă sezonalitate. De aceea nu avem timpul ca să ne creeze experiența în această infecție. Și atunci singura posibilitate ca să ținem sub control este ca atunci când vedem că apar focare de infecție, să căutăm să le izolăm rapid, să luăm măsurile în focar necesare, ca nu cumva acesta să se extindă. Pentru că în momentul când apare un număr foarte mare de cazuri, există riscul ca sistemul nostru de sănătate să nu facă față. N-au făcut față sisteme mult mai puternice decât al nostru, cum este sistemul italian, francez,
american, englez, am văzut că au fost copleșite de numărul de cazuri și au fost pacienți care au rămas în afara spitalelor, nu au beneficiat de terapie, evoluează acum ca forme severe, cu sechele importante, dacă nu cumva au decedat la domiciliu. Noi, datorită măsurilor care nu au fost ușoare timp de aceste 3 luni de zile, s-a ținut foarte bine pandemia sub control. Și ar fi păcat ca acum, pentru că avem o aversiune față de aceste măsuri, că nu mai dorim să respectăm aceste măsuri sau că avem interes să nu le mai respectăm, să dăm cu piciorul peste tot ce am făcut bine în această perioadă de timp. Și eu sunt de acord că toată lumea își dorește libertate și își dorește o viață normală. Dar aceasta nu se poate câștiga fără responsabilitate și fără trecere treptată și gradată la această stare. Dimpotrivă, riscăm ca să pierdem complet libertatea, să fim nevoiți să restricționăm din nou o serie de activități cu consecințe atât asupra psihicului nostru, cât și asupra economiei. Și cred că nimeni nu-și dorește acest lucru. Eu cred că este doar o momentană inconștiență a celor care bravează și nu vor să recunoască că pandemia există și că virusul în continuare poate produce mari pagube sănătății noastre. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!